Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod de Sampa aici alături de Cătălin 12, pe care nu-l cheamă Cătălin 12, îl cheamă Claudiu față de conductă. Frate, da, e un coleg de-a meu de clasă, păcat că m-am nimerit cu el în clasă, de-abia aștept să se termine a 12-a, scap de el. Și bă, asta m-a durut, frate. Și da, probabil o să facem o serie de Sampa aici alături de el. O să intrăm într-o facțiune, o să luăm FV, o să ne scoată afară și chestii de astea. Ia zi, ce job vrei să facem? E vreun job care nu necesită să conduci mașina? Ce, să poți să-l faci și tu? Că ăsta o mers cu viteză și eu a luat poliția permisul, ești nebun? Omul e bazarul de tot. Uite, gunoier, mă. Ce o să fii și tu în viața reală? Hai să mergem, să te obișnuiești de pe acum. Te obișnuiești de pe acum, bă. Glumeam, mă. Hai mă, bă, fermier, nu poți să faci nimic, frate. Deci... Nu mai nimic, aia e. Hai să facem distribuitor de droguri. Hai distribuitor de droguri să facem, să mai facem și noi niște bani. Eu sunt destul de sărac, adică am doar 8 cacaoeți. Și, bă, băieți, ziceți și voi în comentarii ce facțiune ați vrea să intru cu Clau, frate. N-am nicio idee, în poliție nu vreau că e foarte mult de lucru, nu știu dacă o să am timp. În taxi nu vreau că nu știu locațiile și am încercat, am mai dat atât testul în taxi și m-am înjurat cu bă la care îmi dădea testul că tot îmi zicea locații și zicea că o colesc. Bine, eu aveam harta pe al doilea monitor că nu știam locațiile, dar e partea a doua. În school instructor, da, paramedic, frate, te duci, te urcă aia la tine în ambulanță, le dai viață. Foarte interesant pentru episoade, așa e? O să uită lumea de plăcere la episoade. Că vrem una ușoară. Da, bine, mă. Și nu știu, chiar nu știu, bă. Dacă vreți poliție, habar n-am, frate. Mai bine așa iau conturile abonaților și joc în poliție, frate. Știi că așa nu știu dacă o să am eu timp de poliție. Sau văd, nu știu, cum... Dacă vrei ceva ca lumea, în Hitman, direct. Da, mă accept pe mine în Hitman, ești nebun. Eu deam acolo o donație la o pilo alea, zic acolo, bag în buzunar ca lăutarii aia, știi, de bag în buzunar în 500 de lei, da, și dă dedicația ăla. Așa mă duc și eu. E bag 5 caca în buzunar, ia acceptă-mă și pe mine. Dar nu mă, că ia din Hitman zbogaz, mă, nu stau eu la 5 caca la alea. Ce e, pui, da, hai să merg aici să-i adaug get job. Tu ce vii, mă, că tu nu poți să conduci oricum. Get job, ești lângă, nu ești lângă, a, aici trebuie să dau get job cu aia. Așa, și slash work se dă sau cum e, că n-am mai lucrat de mult. Nu ești încă, a, trebuie să mergem. Unde pot... Ioi, mă, bă, ce e asta? Bă, ce pui mei s-a întâmplat? Uai, și știi că nu mai poți să ieși de aici, trebuie să aștept 5 minute să iau următorul. Da, prost ești, bă. Că e, poți să cobori din mașina asta? Da, e 20 de secunde, altfel vei pierde misiunea. Hai că, băieți, am de rezolvat-o și pe asta. Hai că te împing, mă. Hai, împinge-mă dacă poți. Uite că poți, stai să ai, nu mă împinge. Alai, tati, alai, hai mă, hai, hai. Ia vezi dacă poți, stai să mă dau, nu, vezi că pică mașina peste tine. Bă, ce? Bă, pică. Ia, uite, frate, am făcut să mor eu. Să mor eu. Hai că încerc eu să o scot de aici. Băieți, cel mai tare server, stai, cu job. Doamne, frate, cum o împing eu pe asta? Stai, pe aici nu poți să ies, cred că poți să ies pe aici. Da, uite ce prost, poți să ies pe aici, man. Doamne, IQ2. Vin, urcă-te în dubiță, urcă-te cu mine. Nu pici, a, stai, slash, cum era, mă? Slash tog. Stai, poți să urci acum, ia, urcă-te. Slash talk, stai să vedem, surfing. Ia fă mă, am te lasă să faci surf. Oi, se pișe pe mașină, frate. Nu e ok. Și mă gândeam să fac și giveaway-uri. Adică nu știu, o să văd, sau și evenimente și astea. Dar mai bine giveaway-uri. Am, nu știu, e legal oare să faci giveaway-uri? Da, cu ce n-ar fi. Ar trebui să fie. Păi l-a chemat cumva Ardean cu aia? Nu. A, nu, cred că chema Claudiu. Băi, dar tu ești prost. Păi nu știu, mă, dar zic, ți-am văzut numele tău. Tot așa, tot. Mi-a rămas în minte așa, frate. Mi-a rămas o tâmpenie în minte. A, wow, mi-a dat 800 și nici nu mai am cu ce să ne întoarcem. Mai ne întoarcem cu ăsta, da, ciuciu, mă. Doamne, mă, ce fac a lumea, astea mașinile de la facțiune, nu putem să le luăm. No, ce tare e jobul ăsta, să mor eu. Doamne, frate, servis taxi. Da, fix. E ca lumea, până vine taxiul după noi, încheiem episodul și mâncăm și o pizza. Da, mă, găsit noi o bicicletă pe aici. Da, prevă că e bicicleta, pleci cu ea, pui. Mă lași pe mine aici. Hai să ne, poate are ăla mașină deblocate, dar nu cred, șanse de 1%. Bă, dar ce tâmpenie de job, frate. E, nu te putea să-ți lase mașina. Trebuie să spui tu mașina acolo. Da, îți dai parc acolo, ce pui mei, mă. Și ori, da, îți dă, mă, puțin, îți dă 800, mă. Și îți dă 800 și poți și odată la nu știu cât timp să te duci. Gen, poți odată la 10 minute sau 5 minute să faci o tură, știi? Că dacă ai skill 5 la mecanic poți să-ți repar mașina singur. Da, hai că am găsit o mașină, vină încoa. Hai că am găsit mașina aici. Hai că ești acum în stradă, că tu la cât de chiori ești. Vină încoa. Unde ești? Unde ești tu, mă? La terenul ăștia. Ce teren, mă?
Doamne, uite-te, mă, bă, capătul străzii, bă, invers. Bă, față de conductă. O da clear, ce-a făcut, cum am avut un frame drop. Hai, vino-n coa. Bă, față de conductă, uite aici, doamne. Eu da, ce-am venit. Hai că mergem una. Bă, de ce am frame drop-ul? Pentru că tot șterge chat-ul. Păi să nu mai șteargă, pișam aș pe frame drop-urile lui. Să pișam aș pe chat-ul lui. Stai, uite, mi-a trimis dușă. Bă, ce pagină avem timp la engleză? Stai să-i dau o poză de pe Sam, cum stai tu acolo în spate. Nu, că nu știe băiatul cum. Nu știe. Dar e prost dușa ăla, că mi-a cerut și mie tema. Păi și nu e dat-o. Păi, dar pui mei, deci el o zis să-i fac poză la temă și a zis să-mi dea pagina și poza. Îmi dă pagina nouă, exercițiu 3, fac poză, ce bă, dar nu e. Vezi că mergem la tine acasă, deci spawnezi mașina ta, bă. Unde e? Unde e casa? Aici? Aici e. Bă, ia de BMW. Nu e asta? Nu e asta, mă, bă, mai sus. Mă, ce? Dar nu, dar am văzut mașina aia, BMW-ul albastru. Și gata. Bă, ia spawnează infernusul, că vreau să mă plin cu BMW-ul, frate. Ia, lasă dacile, mă, de bulegi alea. Să-mi zici, unde uite acolo? Ia uite-l BMW-ul. Ia, lasă-l pe ăsta, că ăsta e mai ca lumea. Lasă-l pe ăsta, că ăsta e șmecheri. Ia uite, Cătălin 12, ești nebun. Ia, dă-i în loc. Că ești mecherul de tot ăsta, să mor eu. Așa, mă, tati. Slash jobs. Hai, urcă-te, mecherie maximă. Mergi un pic în față, că nu pot să dau G. Hai la curier. Bă, chiar hai să facem curier, bine, să fac curier, că ce curier să faci tu? Hai înapoi, că iau eu, sper eu să te pot lua, că și acolo rămâi fără mașină. Nu, nu rămâi la curier, nu rămâi fără mașină. La curier îți iei o mașină și te plimbi cu... Gen, te plimbi mai multe locații și are mașina 1 HP. Numai bine, stau eu una. Bă... Vezi că pot să-ți fac post pentru deranj job. Îți iei bani, mă rog, nu ți iei bani, îți iei urna, e partea a doua. Și pa facțiune atunci. Hai că mergem acolo și facem. Tu cât mai ai, vezi, ia vezi, dă-i slash licenses, sau cum era, licenses. Da, slash licenses și vezi cât mai ai. Cât îți mai ai. 2 ore. 2 ore, deci 2 paydiuri, paydiul ăsta și încă unul. Hai că e blană, o să ne distrăm azi pe Sam de numai, nu? O să stăm azi 2 ore doar să-ți iei tu permisul, pune că... Te-o pus cineva. Bă, omule, te învăț eu, ești, fac mini tutorial cum să nu-ți ia permisul. Ți-a apărut în chat? A, bine. Tutorial atunci pentru cine o juca pe cont. Pentru frate tu. Deci fii atent. Deci, uite, tutorial. Vezi în chat că te-a luat radarul, mai mergi 500 de metri, dacă se ia după tine, dai slash Q și stai câteva ore. Că nu, că dacă vine a doua secundă pe server, o să ți-l ia. Sau poți să stai, dar nu, pe că pe slip nu se pun orele. Sau și pe slip se pune. Am înțeles, au făcut ceva update și se pune puțin, gen un jumate sau un sfert din orele pe slip luate, se pun ca pe lor. Nu știu, eu știam că... Da, știam și eu la fel, dar parcă au făcut un update ceva de genul. Pui mei, frate. Și... Nu știu de ce să v-am zis, să nu uitați să scrieți în ce facțiune vreți să intrăm, dar nu în facțiuni de alea plictisitoare, paramedici de alea, frate. Că ce pui mei facem în paramedia, mai fără supărare, dar mergem acolo da, la... Sie, da, bine, frate. Și ce o să fac? Vorbesc despre viața mea de zi cu zi și le dau heal la aia, nu? Să mor. Foarte, foarte ca lumea, frate. De-abia aștept să fac chestia asta. Și da, mod pe cu e unul de pe moduri.gratis, deci așa se numește el pe la coaie, cu trașcaleta pe contrasens. Alo, Anglia. Deci mod pe cu e de pe moduri.gratis, dacă o să mă întrebați, acum aveți că au văzut admin și o să zic că, bă, ce reclamă e asta, gata, bani. Deci... Ăsta mod pe cui de pe moduri.gratis, nu mă spamați, dar egal pentru săraci, au să-l mă pe ăsta. Deci, mod pe cui de pe moduri.gratis, e un site super șmecher de moduri, de unde puteți să vă luați mod pe curi. Da, pe contrasens. Da, bă, ce contrasens? Dar ce ăsta e? Da, e contrasens cu aia, ce prost, stai că mă bat pe aici, băgăm blană, chiar dacă aveam deja 221 la oră. Bă, dar mă enervează că eu dacă aș face server de SAMP, aș face în așa fel... Să poți să stunezi mașina să prindă mai multă viteză, știi? Eu am primit warning, cred că o să iau crash. Al doilea warning. Gata. Nu că PC slab, dar modurile astea de căcat pe Windows 10, să mor eu de nu mă apuc de SAMP, serios, îmi bag Windows 7, frate. Că știi că pe Windows 7 merg ca lumea modurile. Deci se mor... Da, să mor de nu-mi bag Windows 7 doar pentru SAMP, frate. Mă las de toate jocurile de numeri pe Windows 7, mă apuc de SAMP. Să mor eu. Adevărat, frate, deci dacă îmi dă crash, nu știu ce fac. Hai să mergem aici, adică pe aici se intră. Da, pe aici. Pe aici, pe aici. Hai că o luăm pe aici, uite aici, zăghe. Joba, că eu te-am lăsat, bă, ce au față de conductă. Ia uite aici, de asta cu conducte, cu alea, uite câte conducte pe aici. Știi câte conducte sunt aici în... Ai devenit curier. Am înțeles. Ia SFD, uite, SFD recrutează noi ofițeri activi și serioși. Dacă aveam acum... Eu am skill 5. Și eu. Păi și eu, hai vino, urcă-te.
Stai așa să dăm slash talk să fiu sigur. Uite, surfing dezactivat, activat, așa. Ioan, vezi să nu dai cu piciorul cu aia, serios, mă, nu fi, că rămâne fără mașină în mijlocul drumului, nu de alta. Bă, stai cu aia. Da, și cu din greșeală, da. Uite-l pe ăla cu motorul, frate. Deci, practic, cred că în poliție e singura variantă, că în taxi, eu nu prea știu locațiile, tu le știi? Adică în mare le știu, dar la testul ăla de căcat te pune în niște locații să te duci de pe ei de cap. Eu am făcut o dată așa și l-am pus pe un prieten care juca stand de o jumătate de ani, l-am pus să dea testul locului. Nu, măi, nu, m-a enervat la tester. Sper că nu mai e tester. Mă uit acum să văd dacă mai e tester, că dacă mai e tester, zămur eu de o să regrete că s-a apucat de asta. Mă duc și îl facem DM pe el, frate. Nu, că m-a terminat la frate cu locațiile pe care mi le-a dat. Mi-a dat o locație, frate, era nu știu ce clădire abandonată în puii mei locația, dar mi-a zis gen numele locației, știi? Calea principale le știu, frate. The Ford Dragon sau cum pula mea se numea la Barbuta aici, la astea le știu, frate, principale. Ăla Bayside, le știu alea. Îi modă te apară jos pe dreapta de la nume. Da, men, dar și te plimbi tu pe fiecare stradă de pe Sam să vezi care e aia bună. Nu, dar gen, eu m-am dus la fiecare. Ia uite-l pe ăsta, bă, Viorica, ia, du-te dracu. Sau cum îl chemă pe la Vursică. Bă, eu știam, mă duceam la locații, frate. Dar ăla mi-a dat unul din trei că am ocolit. Deci eu m-am dus la locație. Probabil voi fi ocolit eu pe acolo puțin, că mai trăgeam de timp să mă uit pe al doilea monitor să văd unei locații aia, știi? Dar ia uite-l pe ăsta, cu aia. Bă, dar ce-au mă, bă, ce e asta, mă? Uite, 668 de player base. Bă, by the way, v-am lăsat referalul meu în descriere. Deci dacă vreți să vă apucați de server, apucați-vă cu referalul ăla. Vă nu știu dacă o să vă dea neapărat ceva bonus. Nu cred că vă dă, din câte știu eu. Dar pe mine mă ajută și din banii de referal o să fac giveaway. Sau probabil, nu știu, să vi dau vouă sau chestia asta, habar n-am. Sau văd, cred că o să fac giveaway din banii de referal. Bine, bă, știi că eu din averea asta am făcut mult și din banii de referal. Că eu am vreo 100 de oameni pe referalul meu. Bă, dacă nu vrei să păcați pe la prostul de raut. Da, ia auzi, lași și pe alu față de conductă. Să facă și el bani, că-i sărac. Păi, de fapt, ești mai bogat decât mine, adă-te, dracu. Că tu ai 8 caca, dai și... Sau 8 caca aveai pe RPG3. Eu îl știu pe al meu pe... Eu pe al meu îl știu pe de rost. 1101169 e a meu. Îl știu pe de rost a meu. A meu ești or, 9, 9, 9, 5, 8. Băgați băieți. Na, easy, da. Dar și a meu, nu știu ce. Și mă ajută pe mine foarte mult. Pentru că, de exemplu, voi când dați buy level, eu primesc 200% din banii pe care voi ați la buy level. Adică dacă pe voi buy level-ul vă costă 200, eu primesc $400. Dacă buy level-ul vă costă 1500, eu primesc $3000. Și probabil din banii o să fac giveaway sau de alea. Că eu să stau să muncesc aici să bag bani să fac giveaway. Bine, o să fac giveaway și din banii mei personal. Dar ziceam așa ca idee. Dacă eu am luat-o pe drumul greșit, frate. Ai Joker a băut toate sticlele de Horinca. Adevărat. Ne băgăm și noi. Ne băgăm Horinca, bă, ce? Horinca. E quest pe server? Da. Hai să facem quest-ul după episodul ăsta, man. Că e mapa pe forum. Noi doar trebuie să ne ducem, gen, în locații. Și se căi asta, e slash quest. Da, 35 cu 33 cu 32 sau ce, cred că așa. Cum dădeam să văd ce se câștigă? Stai, stai, slash, stai. Help, slash help, ia, quest. Altele. Quest, help și vezi. Ah, quest, help. Păi da, dar gen slash report. Slash, nu, toamne, quay, am dat slash report și am dat pentru cont furat sau ceva. Toamne, vine ăștia la mine acum, fain, că o să vină adminul aici, quay, și o să ne întrebe care e problema. Toamne, quay. Ce dobit. Dar nu, am dat enter prea repede. Poate îmi dă ăsta acum kick sau ceva pentru report de la aiurea. Că mă piși pe el. Nu, frate, dar din greșeală ce... Uite, am luat 700, am meritat tura asta $700. Nu știu, am luat pe idee sau ce dracu. Ce e advent calendar ăla? Ce e ăla? Nu știu, e ceva advent. Advent, hai că... E ceva advent dacă e. Nu, serios, hai că... Cred că asta e ultima tură și încheiem episodul. Advent calendar, dar ce mă la advent calendar, mă? Am mai prins doar așa gen, se dădea chestii. Cred că dă moca, bonus la tot serverul sau la unul nu, random nu, de pe nu, server. Nu, se dă chestii moca. Da? Da, că am mai prins doar din astea, gen, se dădea infernusuri, bulleturi, bani, depinde de prostii. Bă, mie mi se descarcă căștile. Deci dacă nu o să te mai ori dintr-o dată, să știi de ce. Că mi le bag acum imediat la încărcat. După ce duc și eu tura asta,
Na, pui mie, n-am mai jucat oricum de mult, s-am băștea, se bată, aici ce fac. Uite BMW-ul ăla ce blaner, ia uite-l pe ăsta, cu aia s-a băgat Adelin în fața mea, dacă cred că și pe ăla și pe Adelin, îmi pare cunoscut, cred că am fost cu el în mafie. Tu pe tot, știi? Nu, dar cu ăla cred că am fost în mafie. Dar ce bine, nu în Green Street, am fost în The Tsar Bratva, așa știu. Sau l-am... Cu aia avea 26 de FPS-uri, omul. Câte sticle trebuie să bei? Să, cred că vreo, în total, gen toate orașele? Da, mă, de Quest Help. Păi eu niciuna n-am luat. Și câte? 35, 33, 32. Doamne, uite-te, taximetrist, Ovidiu Andrei ți-a acceptat comanda, te rog să rămâi pe loc. Cu aici noi am dat acum 10 minute, în pula mea, jur că nu stau pe loc, mă plimb. Să vină ăla să mă urmărească toată harta. Ba nu, hai să stăm mai zice că nu mai avem nevoie, coaie. Dă-te jos, Dă-te mă jos, hai să nu zice că nu mai avem nevoie, jur că stau aici, zice că nu mai am nevoie, jur. Îi zic mă, pici pe taxiul tău. Hai să răsturnăm mașina asta, zice că nu mai avem nevoie, coaie. Hai mă, hai să o răsturnăm să scap de job, că mă băzi acum cu jobul. Stai, dă-i șuturi, dă-i șuturi. Pe asta zic, dai șuturi. Uite, l-a venit. Salut, frate. Salut. Nu mai am nevoie. Ha, 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 ha. Vii după 10 minute. Eram în SF. Bine. Ciao. Hai, stai, stai. Doamne, coaie. Uite, am vrut să-i dau $100, că s-a venit până aici, dar nu, că mă piși pe bani. Stai, nu mai, dai, că mergem cu mașina. Am vrut să-i dau $100, să nu fiu nesimțit. El cât îmi lua pe tura aia? Cred că mi-a $10 sau ceva de genul. Nu? Pe kilometru, nu știu cum vine, pe 10 secunde. Era cu ante 2 acolo, tragea după noi. Hai că am înțeles. Cel mai tare server, un taximetrist acceptat după 10 secunde, unul de stă în mijlocul autostrăzii și trage după noi. Mor eu, ce tare să joci Samp. Copii de ăștia de un an. Prostia aia de advent și calendar ăla de-mi stă peste radar și nu văd ca lumea checkpoint-urile. Cam radarul lung așa în sus, știi? Și îmi stă peste ăla. Și uite cum se vede, și că e 4x3. Mai 2 minute, iau un payday, încă unul m-am scăpat de... Hai că te-ai scăpat de ăla. Dar vezi că cred că gen 2 ore, dar se pun, știi că nu mai sunt paydayuri. Mamă, 929 de payday. Mamă, acum mi-a acceptat și adminul la reportul. Doamne, coaie. Bă, ești ok acum? Din greșeală am dat reportul. Am vrut să întreb ceva. Ce se câștigă. Am vrut să întreb cum aflu ce se câștigă la quest. Hai mă, vină-mi cu aia, că ești prost. Ce cauți acolo? Doamne mă, ești ok acum și a ieșit cred că spec de pe mine. Clar. Nu, a zis-o, ești ok acum și a ieșit gen de pe mine, știi, n-am mai stat. Păi da. Doamne, pișa mai... Ce level ai? Poți dai slash? Nu poți dau slash, că am level 36, că de-aia am dat report. Că gen peste level 20 nu mai poți să dai. Gata, hai bă băieți că am dat și noi la asta, hai să răspună prostia asta de mașină. Bă, du-te mă de aici de mașină. Sau hai, dă-i tu picioare până fac eu outro. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut! Salut!